Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate inculpaților Tiseanu Horia, primar al municipiului Câmpina, pentru abuz în serviciu, trafic de influență și instigare la săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată. Ecaterinescu Gheorghe, la data faptei director economic în cadrul primăriei Câmpina pentru complicitate la abuz în serviciu, și Gheorghe Carmen Daniela, la data faptei director executiv în cadrul poliției locale pentru complicitate la abuz în serviciu. În cursul anului 2014, inculpatul Tiseanu Laurențiu Horia, în calitate de primar al municipiului Câmpina, a pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale un procentaj de 10% din valoarea contractelor de execuție lucrări ce urmau a-i fi încredințate acestei firme de către două instituții aflate în subordinea primăriei municipiului Câmpina sau bugetate din fondurile acesteia, din care a primit efectiv de la acesta suma de 17.000 de lei. În perioada iulie 2014-iulie 2015, Tiseanu Horia, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a dispus în mod nelegal achiziționarea unei mașini marca Opel Insignia, în scopul folosirii personale și exclusive. Autoturismul a fost cumpărat din fondurile alocate poliției locale Câmpina. Pentru a păstra o aparență de legalitate, au fost întocmite două facturi pentru cumpărarea autoturismului, ambele emise de societatea reprezentată de inculpatul Micu Costin Octavian. Ulterior, documentele respective au fost înregistrate în contabilitatea instituției publice în conturi separate. În perioada iulie 2010-iulie 2015, inculpatul Horia Tiseanu i-a determinat pe angajații unei unități aflate în subordinea primăriei municipiului Câmpina să-i remită din gestiunea unității un număr de 1.409 bonuri valorice de carburant, a câte 50 de lei fiecare, în valoare totală de peste 70.450 de lei, cantitate folosită în interesul personal al acestuia. Prin aceste demersuri a fost creat un prejudiciu primăriei Câmpina în valoare totală de 122.248,46 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova. Carmen Gheorghe, fosta șefa a Poliției Locale Câmpina și actual director al Poliției Locale Ploiești, a fost suspendată din funcție de primarul Ploieștului Adrian Dobre. Dispoziția a fost emisă după ce procurorii au decis trimiterea în judecată a lui Carmen alături de primarul din Câmpina.